Deci, în ambele cazuri, și la strada Pușcară, și la strada Lăcrămioare, am simțit așa o teamă a populației, având în vedere termenul de execuție a lucrărilor pe care l-am lansat la început, spunând că termenul este de 2 ani. Deci vreau să asigur locuitorii că se vor termina lucrurile mult mai devreme decât în termenul prevăzut în contract. Suntem în această situație în care atât pe strada Lăcrămioare, cât și pe strada Coșcară, lucrările se vor finaliza mult mai devreme decât în termenul contractual. Atât pe strada Coșcară, cât și pe strada Lăcrămioare am ajuns într-o fază în care lucrările nu sunt foarte vizibile, nu se mișcă utilaje foarte mari pe aceste străzi. Și aceasta este un motiv pentru care unii cetățeni consideră că s-a întâmplat ceva de care nu știa. Deci nu, și vreau să asigur locuitorii că nu s-a întâmplat nimic extraordinar. Pur și simplu sunt faze de lucrări care necesită utilaje mari și aceste lucrări sunt foarte vizibile și sunt faze de lucrări care necesită munca unor oameni fără utilaje. De exemplu, pe strada Coșcaroi, în acest moment, se fac branșamentele de gaze pentru locuitorii din strada Coșcaroi. Nu se pot face branșamente cu utilaje mari. Branșamentele se fac de către oameni, de foarte multe ori se fac chiar în interiorul curților oamenilor, deci practic mergem acolo și nu vedem niciun om poate pe stradă lucrând. Asta nu înseamnă că nu se lucrează pe strada Coșcaroi. Se lucrează pe strada Coșcaroi. Au fost, deci s-a trecut pe noua rețea de gaze. A fost motivul pentru care în 5 sau 6 locuri în oraș, la un moment dat, cu aproximativ 2 săptămâni s-au făcut săpături, inclusiv aici, la intersecția dintre Ciucului și 1 decembrie, pentru ca rețeaua nouă de gaze de pe strada Coșcară să fie funcțională, trebuie legat rețelele noi în 5 puncte ale orașului. Deci este o lucrare foarte, foarte complexă, însă am spus întotdeauna, dorim pe cât posibil, acolo unde facem lucrări, să schimbăm toate rețelele. Iar în momentul, deci la apă și la gaze, nu poți schimba o rețea în așa fel încât să dezafectezi pe rețeaua veche fără să ai rețeaua nouă construită. Deci, practic, trebuie să construiești rețeaua nouă și când ai construit rețeaua nouă, se face transferul de pe rețeaua veche pe rețeaua nouă. Deci, concret, pe strada Coșcaroi se fac aceste branșamente de gaze care vor fi finalizate în aproximativ 2 săptămâni, după care în 3 zile vor fi dezafectate rețelele vechi de gaze, după care vor apărea din nou utilajele mari, pentru că în acest moment rețelele vechi de gaze sunt vizibile cu ochiul liber. E normal că nu poate să intre un utilaj mare în strada Coșcaroi, pentru că s-ar lovi de aceste rețele vechi de gaze, care în acest moment încă nu sunt dezafectate și pot fi dezafectate în momentul în care toate cele 97 de branșamente vor fi finalizate. Deci, în aproximativ 2 săptămâni se finalizează întregirea noilor branșamente de gaze, în 3 zile se dezafectează rețelele vechi și aproximativ într-o lună se face stratul drumului, inclusiv până la stratul de vindere, dacă vremea ne permite. Deci în strada Coșcaroi, practic anul acesta, se va ajunge pe porțiunea respectivă să vedem deja asfalt. Iar asta înseamnă că în primăvară, când pune stratul de măsură, din nou vorbim de niște lucrări care țin 2 zile. Deci o asfaltare ține 2 zile, 3 zile. Ceea ce este sub asfalt poate să țină un an. Pentru că au fost unii care au spus că vai, că în centru se putea face în 3 zile asfaltul și în Lăcrămioare se face în 2 ani. Dar numai că aici, în centru, nu am reabilitat strada, ci pur și simplu s-au frezat 5 cm de asfalt, asta s-a făcut într-o zi și peste o zi sau peste 2 zile s-a turnat un alt strat de asfalt. Dar asta nu înseamnă că tot ce este sub asfalt este schimbat. Deci
asta face parte din categoria de întreținere străzi, iar reabilitare străzi înseamnă ceea ce facem în străzile Coșcară și Lăcrămioare. Pe strada Lăcrămioare, lucrurile din punct de vedere a termenelor sunt practic identice. Și acolo s-au făcut lucrările care au fost extrem de vizibile fiind făcute cu utilaje mari. În acest moment se fac racordările blocurilor de locuință pe noua rețea de canalizare pluvială. În momentul în care aceste lucrări se finalizează, probabil săptămâna viitoare, se va începe stabilizarea străzii cu utilaje mari din nou, după care se vor pune cele 20 de centimetri de balast. Deci, practic, și pe strada Lăcrămioare, până la sfârșitul anului, partea aceasta de noroi și probleme praf noroi va dispărea, urmând ca în primăvara anului viitor să se continue lucrările cu asfaltarea străzii și având în vedere că s-au început lucrurile pe 27 iulie, cu siguranță, înainte de 27 iulie, la anul viitor, va fi asfalt pe strada Lăcrămioare, asta însemnând că se va face într-un termen mai scurt. Mai este un lucru important, deci noi considerăm o stradă finalizată. În momentul în care toate marcajele sunt făcute, în momentul în care totul este vopsit pe stradă și așa mai departe. Aceste lucruri mai pot dura 2-3 luni după ce asfaltul este gata, dar din punctul de vedere al utilizării drumului, un drum este considerat ok când are deja stratul de uzură pe acea stradă și eu am convingerea că și pe strada de primare acest lucru se va întâmpla în primăvara anului viitor. Deci pe ambele se va putea circula la sfârșitul anului, chiar dacă nu condiția e pe balast și acolo pe... Nu. Deci pe balast vom lăsa riveranii să intre, dar cu siguranță nu vom lăsa traficul greu să intre, pentru că ar însemna să stric. Deci gândiți-vă că în momentul în care este balast pe o stradă, deja sunt gurile de canalizare montate. Gurile de canalizare sunt montate la nivelul stratului de uzură al asfaltului, deci este o diferență de 8 cm. Dacă lăsăm traficul, intră peste, s-a întâmplat pentru că am mai făcut compromisul și întotdeauna mi-a părut rău, dacă lăsăm traficul, intră traficul, nu toată lumea este atent și în momentul în care un canal nu este stabilizat cu asfalt și treci peste canalul respectiv, se mișcă. Și atunci, o bună parte din aceste lucruri trebuie refăcute. Deci, intenția noastră este să lăsăm riveranii să intre în stradă, dar nu vom lăsa traficul care trece prin stradă anul acesta, doar după ce se toarnă cele două straturi de asfalt. Nici pe Coșcaroi? Pe Coșcaroi, da. Pe Coșcaroi, în momentul în care se pune asfaltul anul acesta, se va deschide traficul.